în picioare, citim câteva versete din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un omolog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus, îndată i s-au întărit tălpile și gleznene, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mă bucur să fiu iarăși cu dumneavoastră la adunare și mă bucur să văd aici corul organizat și cântând. Eu am spus de multe ori, dacă este o lucrare care mie îmi place în adunare, îi cântarea în cor. Corul mixt, cor bărbătesc, și avem și noi și cor mic și cor bărbătesc. Dumneavoastră vă cântați foarte frumos. Mă rog pentru voi ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Nu știam ce să predic în seara asta și mi-am adus aminte astăzi că dacă Domnul va îngădui, în final vom avea o rugăciune și o ungere cu un de lemn pentru cei bolnavi. Și atunci mi-am propus să vorbesc câteva lucruri din Fapte capitolul 3, în care Duhul Sfânt scrie aici despre o minune care s-a întâmplat la poarta frumoasă a templului. Și în Roman 15:4 scrie că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Da? Pentru ca pe mângâierea și răbdarea care o dau Scripturile, noi să avem nădejde. Luăm acest pasaj din Sfânta Scriptură care e scris pentru noi și din el căpătăm nădejde și căpătăm învățătură. Doamne ajută-ne în aceasta! Primul lucru care aș vrea să-l fac remarcat în pasajul acesta, că mi-am propus să vorbesc pentru început de două lucruri. Prezentând apostolii, vreau să vorbesc de unitatea lor și apoi să vorbesc de credința lor. Pentru că noi suntem la rugăciune. Rugăciunea are stabilite niște condiții care să fie ascultată de Dumnezeu. Da, Ioan spune să fie în numele meu. N-a cerut nimic până acum în numele meu. Cereți în numele meu, da? Rugăciunea trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. Rugăciunea trebuie să fie în numele Domnului, să fie după voia lui Dumnezeu și să fie unitate, da? În Matei, parcă 18:19 spunea, vă mai spun iarăși că dacă doi se învoiesc să ceară un lucru, le va fi dat. În seara asta, noi la rugăciunea pentru bolnavi, trebuie să ne învoim. Să ne învoim ca să cerem vindecarea celor bolnavi. Dar ca să ne putem învoi, noi trebuie să trăim în unitate. Amin. Uitați-vă, aici scrie cuvântul Domnului că Petru, unde scrie, versetul 4, ca și Ioan. Expresia asta, Petru ca și Ioan, vorbește de unitatea lor, unitatea. Unitatea era dorința Domnului în rugăciunea din 17 Ioan. Acolo în 3 versete apare de 5 ori expresia unității. Unitatea e dorința lui Dumnezeu pentru copiii rămași aici. Și dacă îmi doresc un lucru și cel de la Domnul aici pentru voi, este ca Domnul să vă facă să fiți în unitate. Amin? Amin. Eu cunosc un pic istoria penticostalilor, v-am mai spus. Născut din câteva generații. V-am spus de bunicul meu, care a fost condamnat la Cernăuți pe 25 de ani, și de alții pe care i-am cunoscut, bărbați și femei cu care am vorbit, care au suferit enorm pentru credință. Dumnezeu a îngăduit o vreme de libertate. Și știți ce mi se pare mie ciudat acum, în vremea asta de libertate, că nu ne mai prigonește nimeni, ne prigonim noi unul pe altul. Până acum creștinii erau așa de uniți, așa trăiau într-o unitate, își uneau eforturile și energia ca să lupte împotriva vrăjmașilor. Acum diavolul vine și aruncă tulburare între pocăiți și în loc să luptăm împotriva păcatului și împotriva diavolului, ne consumăm energia luptând unii împotriva altora. Și Domnul nu vrea asta. Unitatea din cele mai vechi timpuri conferă puterea. Dacă e la război, cei uniți au fost mai tari, da?
Dacă la rugăciune, aminteam versetul din Matei, au căpătat cele făgăduite. Dacă la lucru, scrie Eclesiastul 4:9, mai bine doi decât unul, că vor primi o plată mai bună. Și la lucru, când se unesc cu oamenii, au spor mai mare. Cu atât mai mult în rugăciunea aceasta care o vom face noi pentru cei bolnavi. Aș dori ca Domnul să ne facă să fim una. Amin? Când mă uitam la Petru și la Ioan și la dorința pe care Dumnezeu o are de la noi de a fi una, eu am plecat de la câteva realități și am început cu realitatea diferențelor dintre noi. Că între Petru și Ioan era o diferență. Așa după cum între noi pocăiți din Pert, îți diferență. Era, dacă vreți, diferență de vârstă. Eu când o citeam în Fapte, capitolul 8, că de la Ierusalim au plecat Petru și Ioan și au pus mâinile peste cei care au crezut și au primit Duhul Sfânt, îmi imaginam așa doi oameni în etate, cu multă experiență, foarte sobri. Dar după aceea mi-am imaginat altfel. Mi-am imaginat un Petru trecând spre bătrânețe, cu părul cărunt, iar pe Ioan mi l-am imaginat ca un tânăr, ca un puștan. Că se pare că așa era, așa arată. Ioan era cel mai tânăr dintre apostoli. Va încă noaptea cinii, el și-o permis și-o pus capul pe pieptul Domnului Iisus. Scrie în Biblie ce predic, da? Deci era un copilandru. Și am spus, cum ăștia doi merg în misiune amândoi? Unul mai în vârstă și unul mai tânăr. Uitați-vă dumneavoastră aici în adunare. Dumnezeu o chema, sunt frați de 90 de ani și sunt frați de 17 ani. Dorința Domnului ca ăla de 90 și cu ăla de 17 să fie una. Deocamdată realitatea că suntem foarte diferiți. Realitatea că suntem foarte diferiți. Diferiți ca vârstă. Diferiți ca temperament. Pietru era om iute, aprig. Ioan era un tip melancolic, chiar și în cadrul același grupe există diferență. Că sunt grupe diferite de temperament, sangvin, melancolic, limfatic, așa le știm noi toate. Chiar în cadrul aceleași grupe există diferență. Ioan era plecat spre iubire, spre dragoste, spre milă. Petru era iut, era apric, era bătăuș într-un fel. El o tăiat urechea robului marului preot, al lui Malhu. Diferiți ca temperament. Și în adunare sunt așa oameni. Eu vorbesc de ceea ce cunosc din sat de la noi. La noi satul e un om de oameni războinici, răi. Se spune că a fost garnizoană făcută de Ștefan cel Mare ca să țină piept turcilor până se organizează ei, când veneau turcii. De atunci, datăm de 600 de ani. Bosanciu are o istorie hazlie. Când au vrut rușii să treacă prin Bosanci, niște bătrâni au scos tancurile din șură din primul război mondial și au ținut două zile frontul. Așa se spune, eu nu eram pe vremea aceea. Deci sunt oameni foarte iuți la mânie. Tata spunea că bunicul meu a fost haiduc, o trăit prin păduri, ca să nu-l prindă poterile. Bun, dar în sala noi sunt și oameni blajâni, oameni cu minți, oameni cum se cade. Și atunci Domnul a chemat la pocăință de unul de ăsta rău și bătăuș, care îți creșnește din dinți, și o chema și un om blajân și moale, așa. Și i-a pus să stea împreună, să fie una. Dar diferențele sunt mari. La noi îmi povestea tata când a început pocăința, nu aveau niciun prezbiter, citeau în Biblie, s-au botezat undeva într-o noapte unul pe altul, au spus, măi, trebuie botezul. Și au spus, trebuie să facem cina Domnului. Bun, dar cine face cina Domnului? Între ei era unul, spune tata, mai îndrăzneț, dar mai nepocăit. Până la urmă, o și murit rău omul acela. Și el ar fi vrut să facă el. Dar frații au spus, nu măi, hai să trăgem la sorți. Și pe cine cade sorțul ăla să facă cina? Și îmi spun părinții care erau. Sorți au căzut pe un frate pe care eu îl știu bine. Când eu eram mic, era un om bătrân, mai predica foarte moale. Și au căzut sorțul pe el. Și atunci ăla mai îndrăzneț, așa a spus, băi frate, lăsăm pe fratele Vasile să facă cina, las că o fac eu. Și au trecut peste voia sorțului și îmi spuneau părinții, când o luat paharul să împartă cina, i-o crapat paharul mână, s-o scurs totul. Și frate a spus, dă-te la o parte, măi. Și atunci un proroc a strigat către omul îndrăzneț, fiindcă nu te temi de Dumnezeu,
vei muri zdrobit de o stâncă. Și îmi spunea tata că venea odată din oraș în sat și era într-un camion, care știi, cu ladă mare. S-a rupt frânele la camion și el a sărit de acolo, s-a lovit cu capul de o bornă kilometrică și a murit acolo lovit. Că așa a vorbit Dumnezeu. Mă uitam un om iute și apric și ăsta moale și blajân. Și apoi Domnul vine în adunare și pune fiți împreună. Voi trebuie să fiți una. Credeți că e ușor? Avem diferență de înzestrări native și duhovnicești. Dom'le, unul citește trei versete, închide Biblia și le spune bine rost. Unul închide Biblia și nu știe nimic de ele. La școală copiii, unul învață poezie, citește două ori poezia, o știe. Altul nu știe nici două rânduri. Suntem diferiți. Înzestrări duhovnicești. Dacă vreți native, mă uit la cor, mie îmi place corul, am spus. Dom'le, voi aveți voci cântați de numai. Altul pui să cânte, n-are nicio voce, nici începe o cântare și termină alta. Se tușește și răgușește și are emoții. Nu pot cânta, măi, nu pot. Na, dar Domnul pune pe cântărețul ăla grozav și pe celălalt care e foarte slab, ia fun, îi pune în adunare să fie una. Dar ești foarte diferiți. Credeți că e ușor să realizezi unitatea între oameni așa de diferiți? Petru și Ioan erau oameni foarte diferiți, dar Biblia spune că Petru ca și Ioan. Dincolo de realitatea diferențelor, mai este o realitate. Realitatea asemănărilor, că aveau și lucruri comune. În primul rând, aveau același preț al renunțărilor. Că și corabia lui Ioan, dar și corabia lui Petru, au rămas plină cu pești pe malul mării și ei au plecat după Domnul. Toți care au venit la adunare au plătit un preț al renunțărilor. Unii au renunțat la lume, la păcat, la neamuri, la cumătri, la anumite învățături. Am renunțat. Avem și asemănare. Am renunțat, avem același preț, l-am plătit. Unii au fost bajocoriți, alții au fost prigoniți, alții au suferit. În vremea lui Ceaușescu noi am suferit foarte mult, da? Din pricina credinței. Am plătit un preț care trebuie să-l plătim. Și cei care am venit aici, suntem una în privința aceasta. Suntem asemănători în privința învățăturii. Petru și Ioan au umblat 3 ani și au avut același învățător, 3 ani și jumătate, pentru că atunci când predicam eu odată despre, din Galateni 5, fiți tari și nu vă plecați iară sub jugul robiei, spuneam că există mai multe robii. Prima robie este robia învățăturilor. Fiecare om este rob învățăturii pe care o are. Eu sunt penticostal, botezat cu Duhul Sfânt și cred în doctrina asta că din familii de penticostali, așa am fost învățat și cred că asta e învățătura bună. Un adventist, el ține sabatul, dacă e adventist reformist, nu mănâncă nici carne, dă zeciuială, face cu tare, că el așa a fost învățat că trebuie ținut sabatul. Un baptist în felul lui, un catolic în felul lui. Ca omul să schimbe religia, omul trebuie să schimbe întâi învățătura. Să accepte că învățătura asta nu-i bună și să îmbrățișeze altă învățătură. Pentru că fiecare om este rob învățăturii pe care o primit-o. Și nu se poate face schimbări, transferul de la o biserică la alta, de la o religie, până nu schimbi învățătura. Ori Petru, sunt și alte lucruri, dar Petru și Ioan aveau aceeași învățătură. 3 ani și jumătate au avut același învățător. Petru și Ioan aveau aceleași preocupări. Mergeau împreună la rugăciune, la ceasul al nouălea. Aveau aceleași ținte, aveau aceleași dorințe. Și asta îi făcea să fie una. Și acum, avem pe de-o parte realitatea diferențelor, e o realitate, avem pe de-o parte realitatea asemănărilor și mă întreb, oamenii ăștia vor fi una? Și vreau să ajung la a treia realitate, realitatea ajutorului Dumnezeu. Și acum ca să-l facă pe Petru și pe Ioan una și ca să ne facă pe noi una, Dumnezeu ne ajută. Și vine 1 Corinteni 12:13 și spune, voi toți în adevăr ați fost botezați de același Duh, ca să alcătuiți un singur trup.
Noi am fost botezați de același Duh. Și ăla mai tânărul, și ăla mai bătrânul. Și ăla mai iuti, și ăla mai moale. Și ăla într-un fel, și ăla în alt fel, mai dotat sau nu. Noi am primit toți Duhul Sfânt. În momentul când am primit Duhul Sfânt, un botez corporativ în trupul lui Hristos, noi ne-am făcut una. Slăvit să fie Domnul. Amin? Că nu poate Duhul Sfânt să dea călăuziri diferite într-o problemă. Nu poate Duhul Sfânt la unul să spună că asta e albă și la alta neagră. Nu se poate. Când se ceartă doi oameni botezați cu Duhul Sfânt, acolo este o problemă de călăuzire. Că nu poate același Duhul Sfânt să-i dezbine. Nu poate același Duh Sfânt să-i despartă. Pentru că Duhul Sfânt ne unește, fraților. Ăsta e ajutorul lui Dumnezeu. Și când ne-a unit Duhul Sfânt, nu mai apar probleme între cei vârstnici și cei bătrâni, nu? Cât Petru, cât 5:5. Tot astfel și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre fiți împodobiți cu smerenie. O plecat odată fiii prorocilor să taie lemne, să-și facă o casă. Dar au venit la bătrânul, la Elisei, și au spus, noi nu plecăm dacă nu mergi cu noi. Era nevoie de un bătrân acolo să-i încurce, la tăia lemne, și eu spun, era nevoie. Și zice, ce nevoie era, că i-a sărit securea la unul, s-a dus în apă, dumneavoastră știți, și au venit Elisei și l-a scos, că era omul lui Dumnezeu. Deci, în Vechiul Testament, bătrânii și tinerii puteau să stea împreună. Încă au făcut o casă mai mare ca să stea împreună toți. Uitați-vă dumneavoastră în Scriptură. Apostolul Pavel a avut ucenici mai tineri. Pe Timotei, pe Tit, pe Tihic. Nu vedem nicio răscoală, nu vedem nicio răzmeriță. Nu vedem nici un Timotei șoptind cu Tit, măi, ce facem cu bătrânul Pavel? Că e cam bătrân și cam ne încurcă. Nu, nu. Dar știți de ce? Că Timotei era plin de Duh Sfânt și Pavel era plin de Duh Sfânt. Și Duhul Sfânt din ei îi unea, nu-i dezbina. Asta e ajutorul lui Dumnezeu care ne dă și ne ajută ca să fim uniți. Să vă ajute Domnul și pe voi. Amin? Amin. Și putem continua în sensul acesta cu legătura între cei în vârstă și aceia tineri. Pentru că toți îs plini de același Duh Sfânt. Apoi spune în Efeseni 4, de la 11 jos. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evanghelist, păstori, învățători, în vederea lucrării de slujire, pentru desăvârșirea Sfinților, în vederea trupului Hristos, până vom ajunge, spune mai jos, toți la unirea credință. Noi toți aia din pierd de aici, din adunare, avem aceeași credință. Credințe în lume sunt multe, dar pe noi Domnul așa ne-a făcut că ne-a dat aceeași credință. Apoi când avem aceeași credință, cum putem fi diferiți? Cum putem să ne rupem? Cum putem să ne dezbinăm? Ce ne motivează să ne fracționăm, să rupem trupul lui Hristos când avem aceleași dorințe și aceeași credință? În asta ne ajută Dumnezeu. Iar în Petru, capitolul 4, 1 cu versetul 1, spune astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Avem același Duh, avem aceeași credință și avem aceleași gânduri, nu? Măcar că trăim în firea pământească, 2 Corinteni 10:3, noi nu umblăm călăuziți de firea pământească. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Deci voi cei de la cor și cu cei de acolo, bătrânii și cu tinerii, noi avem același gând. Dumnezeu să ne-l dea să-l avem. Amin? Și acum îl vedem la Poarta Frumoasă, nu intrăm în detalii istorice de Poarta Frumoasă, vedem doi apostoli despre care Biblia spune Petru, ca și Ioan. Noi o să facem o rugăciune pentru cei bolnavi, dar eu vreau ca frații slujitori să fie ca și Petru cu Ioan, una. Eu vreau ca adunarea frață de acolo din spate și cu cei din față să fim una în rugăciunea noastră. Amin. Doamne ajută din aceasta, amin? Privim, dacă vreți, la profilul acestor doi apostoli ai Domnului și vedem că ei, în primul rând, erau oameni ai rugăciune. Unde mergeau ei? La templu. De ce mergeau la templu? Că era ceasul rugăciunii. Fraților, cenușăreasa Bisericii Pentecostale
îi rugăciunea. Dacă tăiem din ceva, mereu tăiem din rugăciune. Dacă avem un program aglomerat și multe puncte în program, scurtăm rugăciunile, ceea ce este total greșit. Noi, mă rog, Domnul să mă ajute, noi timpul de rugăciune respectăm. Mi-aduc aminte, eram păstor într-un oraș, am fost doi ani păstor acolo, că erau probleme și Domnul, eu pocăit și aveam o căsătorie. Și mi s-a pus programul, cu mine asta mă deranjează câteodată. La noi când facem o nuntă, acum fac o mică paranteză, familia, Mirle și Mireasa, au o proporție, un procent din dorințele îl împlinim. Dar nu tot programul e al lor. Nu? Acum 32 de ani când m-am căsătoruit eu, la noi în adunare au fost 18 nunți la rând, 18 duminici. Dar era o biserică mare, de câteva sute de persoane. Sunt oameni care n-au treabă cu nunta mea. Și atunci, pentru ce să suferi o adunare întreagă pentru o mireasă de 18 ani care ia pretențele ei? Și atunci am spus la mireasă și la familie, vrei să chemi un predicator? Îmi spui pe cine chem ca să văd. Au fost dorinți că ne-a spus pe astea, nu-l punem. Vrei să chemi un cântăreț? Îmi spui pe cine. Adică eu țin cont de dorința ta că e ziua nunții tale. Dar păstorul nu e un maestru de ceremonii. Ăștia sunt în lume, da? Că eu am vorbit cândva la o conferință cu păstorii, presiunile care îți fac asupra păstorilor. Și am vorbit de ziua nunță. Că vine de sâmbătă familia cu lista și spune, cu tare o cântare, două poezii, patru cântări, ăla predică, ăla are un îndemn și săracul păstor transpiră tot să nu greșească un punct, îi sare familia în cap. De unde e pocăința asta? Doar păstorul care conduce adunarea e un om plin de Duhul Sfânt, are călăuzirii de la Duhul Sfânt și el conduce adunarea prin Duhul Sfânt. Amin? Amin sau nu-i amin? Nu, la noi încă mai este așa. Și atunci vorbesc cu Mirle, cu Mireasa, cu familie, spune mai care-s dorințele voastre? Asta o putem satisface, restul nu. Pentru că am sute de frați în vârstă, văduve, la care nu pot să-i neglijez de fiecare dată că ai tu nuntă, nu? Ei, problema care se pune, când avem o nuntă, tăiem de rugăciune. Și revin, eram la, nu spun unde, un oraș mare, păstor, și îmi vine Mirle și Mireasa. Avem un grup de cântăreți de la Baia Mare. Vor cânta 6 cântări. Avem predicatori pe ăla, pe ăla și pe ăla. Avem pe corul și nu știu ce. Vă spun, frate Dragoș, face o rugăciune scurtă. Eu mă ridic, nu facem 3 rugăciuni lungi. 3 rugăciuni lungi facem ca să coboare Dumnezeu cu harul lui. Și zic, frate, aici e un grup cu 6 cântări. A, nimeni dacă cântă numai 2 cântări, ia să mai cânte acasă. Că Biblia spune în Coloseni, cântând cu bucurie în inimă, știi? Se mai întâmplă ceva și la cântăreță, nu mă uit la cor. La noi a venit toată corul de la Volovăț. Băi, așa avea un cor de bun, ăștia vă 80 din și așa cântau. În seara aceea am primit, cred că, 15 bilete, dorinți de slujire de la surorile noastre. Sora Camelia, sora Cutare, sora au dorințe. Cum se pun dacă noi avem așa un cor și ne-am spus, măi, surorilor, vă promit că joi seara vă pun pe toate dacă veniți. Acum nu vă pot pune duminică seara. Nu mai veni joi seara să cânte. Și eu mă întreb, dar de ce vă iau să cânte toate duminică seara? Da, e o întrebare, n-am încă răspunsul. Poate l-aveți dumneavoastră. Ei bine, Petru și Ioan se suiau la templu la ceasul rugăciunii. Că era ceasul rugăciunii. Sunt adunări, frații mei, în care la ora 9, la ceasul rugăciunii, adunarea e goală. Și sunt adunări în care vin frații după ora 10, că începe programul, trebuie să cânte el și trebuie să fie o predică. Mi-aduc aminte de o adunare mare în care nu se venea la timpul rugăciunii. Și fratele în duminica aceea dimineață s-au ridicat, au zis, fraților, hai să începem cu evangelizarea. Avem un frate musafir, să știa de el, și l-a pus la predică. O predicat omul de la 9 la 10 și la 10 când a început să vină ăia, fraților, hai să facem și un timp de rugăciune. Nu plecăm acasă fără. Bă, ce i-o sărit în cap, tăi, de ce-ai schimbat, frate? Frate, de ce ai schimbat? Păi am schimbat ca să prindeți și voi rugăciunea. Că pe locul 1 în viața unui pocăit trebuie să fie rugăciunea. Amin? Doamne ajută-ne la asta. Petru și Ioan, când ne uităm la profilul lor religios, apostolic, erau oameni ai rugăciune. Așa să fim și noi. Ne rugăm în seara asta pentru cei bolnavi. Toți vă veți ruga.
Toți vă veți ruga. Nu veți sta cu ochii deschiși, nu veți butona telefoanele, nu veți vorbi unul cu altul, că noi cerem puterea Domnului, putere de vindecare. Și azi e sora bolnavă și azi e fratele și mâine s-ar putea să fii tu. Și noi, vorba aceea, mă sună un frate, spune, frate Dragoș, ce-i mai frate, vrei să mă împrumuți cu o rugăciune? Zic, cum așa, trec printr-un mare necaz, roagă-te pentru mine și când ai să fii tu necaz, dau rugăciunea înapoi, promit că mă rog-o pentru tine. Și am spus, gata frate, hai să ne împrumutăm, că ne împrumutăm și cu rugăciunile, da? Nu numai cu dolari australieni, ne împrumutăm cu rugăciunea, ai un necaz? Mă rog pentru tine, măi, postez pentru tine, că mâine am eu nevoie de tine. În seara asta ne rugăm pentru bolnavi, dar ne rugăm ca niște oameni de rugăciune. Amin? În al doilea rând, oamenii ăștia vedeau dincolo de aparență. Toți care trecea pe lângă ologul acela, vedea că s-a înăcăjit, că are o haină ruptă și dădea acolo un ban. Petru s-a uitat la el și a văzut că are nevoie, nu de aștepta el să capete ceva. Omul ăsta avea nevoie de vindecare. Eu am tras odată o rușine. La noi a venit o soră, pot să-i spun numele, că nu e problemă. Era adunare la noi, cheamă croitorul Sănica, de la baptiști. Foarte bolnavă, cu plămânii ca niște pâini, stată numai prin spital. La urmă a luat legătura cu un frate de ei care a trecut la pentecostal și spune, măi, Ionică, frate, să cheamă frate la pentecostal să-ți facă ungerea cu un de lemn. Și ne cheamă. Eu l-am chemat fratele Octavian și pe tata lui Octavian, fratele Jean. Am plecat acolo împreună, dar eu așa avem un îndemn să-i spun de botezul cu Duhul Sfânt, de vorbirea în limbi. Dar în casă de baptiști fiind, a spus, măi, trebuie să fie o leacă minte la cap. El mă cheamă că e bolnavă și eu îi bag vorbirea în limbi și Duhul Sfânt și botez cu Duhul Sfânt. Și nu i-am spus nimic. S-a făcut ungerea cu un de lemn, frate, s-a pus mâinile pe capul ei. Când a pus mâinile pe capul ei, fata s-a ridicat, mâine te-a pus să vorbească în altă limbă. S-a ridicat pe genunchi, a spus, nu știu dacă Domnul m-a vindecat sau nu, dar bucuria care o am, fraților, știi, mi-o dat Domnul mai de preț decât vindecarea mea. Acum eu le spun, măi, îi spun lui Octav când a ieșit, tu știi că un rus îi spune Duhul Sfânt. El a zis că eu după război mult viteș arată, trebuia să spui atunci că așa se mai întâmplă și cu unii slujitori după ce se întâmplă în adunare și eu am avut lucrare și eu, păi dacă ai avut, trebuia să o spui înainte de a se întâmpla. Petru și Ioan au văzut dincolo de aparență. Toți bogații care mergeau la templu aruncau acolo un bănuț la ăsta care are nevoie de pâine. Petru și Ioan au văzut că ei au nevoie de vindecare. Eu mă uit acum la bolnavii care aveți dumneavoastră și la foarte mult bolnav Domnul mi-arată că ei au nevoie de vindecare pentru suflet. Că Domnul îngăduie o neputință în trupul lor ca măsură de corecție și ca mijloc de a-i aduce înapoi în adunare. Că sunt unii că dacă ar fi sănătoși tun, vorba românului, iar s-ar duce pe căi lumești. Și atunci la Domnul îi mai prețui sufletul, nu? Scrie în Luca 9:25. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Noi avem un suflet primit de la Dumnezeu. Cum se îmbolnăvește trupul, așa se îmbolnăvește sufletul. Când s-a îmbolnăvit trupul, dăm bilet la amvon. Dacă suntem bolnavi mai tare, fugim la spital. Dacă s-a îmbolnăvit sufletul, dai bilet la amvon. Când lenevești și nu vii la adunare, sau când spui minciuni, sau ai lăcomie, sau când bârfești și clevetești, sau când vorbești de rău, dai bilet, mă numesc Croitor Dragoș și vorbesc de rău pe păstor, rugați-vă pentru mine, faceți ceva. Ați primit bilete din astea? Nu prea. Petru și Ioan au văzut dincolo de aparență. Dincolo de un om sărac cu mâna întinsă, au văzut că omul ăsta are nevoie de vindecare. Dincolo de vindecarea multor trupuri de aici, Domnul vede că e nevoie de vindecare sufletească. Până la urmă ăsta e și rostul mărturisirii, nu? Că putem îndrăzneală, 1 Ioan 3:21, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală la el. Dar dacă ne osândește inima? Păi foarte bine, scăpăm de osândire. Cum se scapă de osândire? Prin mărturisire. Și apoi vine câte o persoană, câte un frate, câte o soră și începe să spună, frate, uite problema asta, 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 și aproape că uită că e bolnavă în trup când vede cât e de bolnavă în suflet.
Dar Domnul vrea să vindece și sufletul și trupul. Doamne ajută-ne, amin. Ne uităm la oamenii aceștia și mie ce-mi place că ei sunt optimiști. Ei folosesc lucrurile care le au. Nu se plâng de cele care nu le au. Că vine Petru și îi spune, măi omule, argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos de Nazaret, scoală-te și umblă. Noi de multe ori ne plângem de ce n-avem. La noi în adunare n-avem asta, n-avem proroci, n-avem oameni cu darul, n-avem predicatori, n-avem așa. Dar eu întreb, dar aveți ceva la voi în adunare în pierd? Sunt lucruri bune care sunt în adunarea asta? Aveți? Bun, vă bucurați de ele? Le valorificați acelea pe care le aveți? Mie nu plac pesimiștii, adică oamenii fără credință. N-are ce căuta, măi, oameni buni, n-are ce căuta stresul și descurajarea și depresia și îngrijorarea la copiii lui Dumnezeu botezați cu Duhul Sfânt. N-are ce căuta. Dumnezeu e Tatăl nostru, El conduce universul întreg, El e cel mai mare din tot universul și noi suntem copiii Lui. Odată spunea o soră la mărturisire, frate, lucrez aici într-o țară străină, îmi face patronul avansuri. Și mi-a spus că dacă nu stau cu minte, mă dea afară, atâta de greu am obținut, luni de zile n-am avut de servit, ce să fac? Am spus, băi, fată, pâinea ta nu e la patronul din Austria, măi, sau din Germania, sau din Turcia, de unde el. Pâinea ta e la Dumnezeu. Pleacă-te pe genunchi și spune Tatăl nostru, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă azi. Și Dumnezeu îți dă o bucată de pâine. Și m-a ascultat fata și a fost biruitoare și o fată credincioasă. Pâinea noastră nu e la australieni, nici la guvernul României. Pâinea noastră e la Dumnezeu și Dumnezeu are bucata de pâine să ne-o dea. Nu muri nimeni de foame, nici tu n-ai să mori, dar fii pocăit și Doamne ajută-ne la asta. Noi trebuie să ne încurajăm câteodată. Când Isaia 63, cine este acela care vine din Boța, din Teman și calcă mândru plinătatea lui cu hainele mânjite de sânge? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Și mai departe spune că m-a uitat și nu era nimeni cu mine. Atunci brațul meu mi-a venit în ajutor. Ai o problemă, o desnădejde, o încercare. Până vine păstorul, până vine comitetul, până sună România la proroc, încurajează-te singur. Să-ți vii brațul tău în ajutor. În Ioel, parcă 3:10, spune, cel slab să zică, sunt tare. Știți ce tare sunteți? Nici nu știți cât de tare sunteți voi. Pentru că în voi e Duhul lui Dumnezeu. În voi e Duhul Sfânt. Voi sunteți copiii lui Dumnezeu. Cum să fim slabi, oameni buni? De unde să fim slabi dacă Duhul Sfânt e peste noi? Și cel slab să zică, sunt tare. Doamne ajută-ne. Încurajați-vă cu experiențele trecute. Predica odată un frate despre David și Goliat. David și Goliat predica și spunea că David se prezintă la Saul și spune că robul tău păștea oile tatălui său și când un urs sau un leu venea să ia o oaie, mă aruncăm și o smulgeam din gură. Și dacă se ridica împotriva mei, prindeam falca și îl sfâșiam. Cel care a fost cu mine când luptam cu leul și ursul, o să fie și acum. Aici frate se spunea de două lucruri. Cine era cu David când rupea gura leului și a ursului? Nu era nimeni el. Și fratele spunea că fiecare atât e de pocăit în adunare, pe cât e de pocăit când e singur pe calculator. Când e singur pe internet, da? Și nu te vede nimic, ai parolă, ai cameră, nimeni n-are voie să violeze intimitatea. Cât ești de pocăit când e singur, atât e măsura de pocăință. Și David, când era singur, prin zăvoi cu oile, mai rupea câte o falcă de leu, mai rupea câte o falcă de urs, și acum el experiențele trecute l-a actualizat. Și a spus, cel care a fost cu mine atunci, va fi cu mine și acum. Ați avut experiență cu Dumnezeu? Sunt oameni vindecați de Dumnezeu aici? Sunt oameni pe care Dumnezeu i-a ajutat la muncă și la pâine? Sunt oameni pe care Dumnezeu i-a ajutat în călătoria asta lungă din România în Austria, sunt? În Australia, sunt? Cel care a fost cu voi atunci va fi și acum, amin? Și mi-a plăcut la fratele ăsta că predica tot despre credință. Și felul cum vedea el lucrurile, cu o scânișie Goliat 3,25 m avea, cu o zale de 55 de kilograme, cu o suliță,
în Valea Terebinților, toți fugeau. Că Goliat avea un cap așa de mare, povestea un frate, avea un cap mare și rău. Și David când l-a omnit spre el și a văzut ce cap mare, că așa s-a bucurat, o că îi trag un chetroi drept în frunte, nici n-am cum să dau pe alături, că are capul așa de mare. Dacă avea capul mic, prătez sânta. El s-a bucurat, că ia ce cap mare, îi trag una drept în frunte. Măi, fraților, necazurile noastre sunt mari, mulți, Goliat înaintea noastră, dar Dumnezeu e cu noi. Amin? Și să ne dea Domnul și această caracteristică. Deci erau oameni ai rugăciune, vedeau dincolo de aparență, valorificau lucrurile care le aveau, nu se plângeau. Băi, de mine n-avem argint. Nu, nu, nu. O spus numai așa, curios, dacă era. Băi, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Adunarea din Perta are ceva bun, mă întreb o dată. Aveți credință în Dumnezeu? Aveți Duhul Sfânt? Aveți siguranța că sunteți copiii lui Dumnezeu? În seara asta vor fi minuni aici. Amin? Domnul să ne mărească credința. Și aveam îndrăzneala credință. Credința are o doză de îndrăzneală. În Proverbe, parcă 19:15, spune, sufletul molatic va suferi de foame. Și ăsta îl mai spun câteodată la frat. În Matei 11:12, din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum împărăția lui Dumnezeu se ia cu navală. Măi, la rugăciunea pentru stăruință, la rugăciunea pentru vindecare, la rugăciunea de cere înaintea lui Dumnezeu, trebuie să îndrăznești. Că cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Dai, Doamne, se ruga unul la stăruință, Doamne, ai milă. Povestea fratele Francisc la Mitoc, la dâns era stăruință pe Duhul Sfânt. Și era un băiat mol, înalt, Doamne, botea, și era o soră micuță, bătrână, umbla printre dânșă și spune, măi, roagă-te mai cu foc. Doamne, botează-mă. Și bătrâna s-a enervat și când i-a tras una pe obraz, ăla a început a vorbi în alte limbi. Că l-a trezit din somnul lui. Măi, oameni buni, n-adormim la rugăciunea de stăruință, nu? Eu întâlnesc câte unul, acum am avut stăruință și în Melbourne am făcut, i-am spus, vezi, dacă piști pe undeva. Apoi, frate, nu măi, la rugăciunea de stăruință ridici mâine, te rogi înaintea lui Dumnezeu. La rugăciunea de vindecare, tot așa. Trebuie un pic de îndrăzneală. În Matei 14:27, Domnul striga de pe umblând pe ape. Nu vă temeți, îndrăzniți, eu sunt. Ne cheamă Dumnezeu la el. Trebuie îndrăzneală. Gândiți-vă dumneavoastră. Când Petru i-a spus, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos de Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă. Când Petru vorbea, ăla era paralizat. Când l-a apucat de mâna dreaptă, ăla era paralizat. Și l-a ridicat în sus, ăla era paralizat. Biblia spune, îndată i s-au întărit tălpile. Adică imediat. Omul ăsta când vorbea cu acela era paralizat, vorbea cu un paralizat. Dar Petru avea credință, avea îndrăzneală în el și când l-a pus, l-a ridicat, când l-a început să-l ridice, ăla s-a întărit tălpile și a început să sară și să umblă. Să ne dea Domnul și îndrăzneala asta, amin? Vorbind de Matei 14, 3 minute și închei. Vorbind de Matei 14, când a spus Domnul, îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt, vorbeam că e o îndrăzneală bazată pe cunoaștere. Nu e o îndrăzneală aventurier din ăsta așa firească. Nu, nu. Petru îl cunoștea pe Domnul, îl cunoștea după timbru voce, după îmbrăcăminte, după statură. Și când s-a uitat, îndrăzniți, eu sunt. Petru l-a cunoscut pe Domnul. În corabia aceea cu 276 de oameni care mergea spre Roma după o furtună de 14 zile și nopți, n-au văzut nici soare, nici stele, nici lună. Oamenii ăștia n-au mâncat nimic 14 zile. Stăteau în fundul corabiei cu ochii roșii în cap, flămânzi, neîngrijiți, așteptau tot să moară. Se ridică Pavel și spune, fiți cu voie bună. Un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus că nu va fi nicio pierdere decât a corăbii. Deci Pavel i-a întărit, a fost de o îndrăzneală exagerată. În 300 de oameni să te ridici tu. Dar nu a fost o îndrăzneală a firii. El a văzut un înger. El avea legătură cu Domnul, era o îndrăzneală bazată pe cunoaștere. Vorbeam la tineri în prima seară de îndrăzneala lui Gedeon. Cu 300 de băieți te arunci asupra unui milion de oameni, nu? Și cu niște ulcele, cu niște căni și cu niște lumânări. Cu astea duci la război.
Gideon a fost foarte îndrăzneț, dar el avea experiența, semnele cu Dumnezeu. Îndrăzneala noastră nu-i din fire, e bazată pe cunoașterea lui Dumnezeu. Îndrăzneala lui Petru a fost la porunca lui Dumnezeu. Dacă ești tu, poruncește să vin la tine. Și atunci, vină la mine Petru. Petru a primit poruncă și atunci el a sărit din apă. Pentru că noi nu facem decât la porunca lui Dumnezeu. Pe vârful muntelui Carmel, 850 de proroci de o parte, Ilie de alta, poporul adunat și Ahab prezida întâlnirea. Și când începe rugăciunea, vă dați seama din drăzneala lui Ilie Tisbitul? Să te bați cu 850, dacă când începe rugăciunea Ilie spune, Doamne, fă să cunoască tot poporul că Tu ești Dumnezeu, eu sunt slujitorul Tău și că lucrurile acestea le-am făcut la porunca Ta. Noi ce facem în seara asta, facem la porunca Domnului, de aceea avem îndrăzneală. Amin? Și mai spuneam că e o îndrăzneală urmată de promptitudine, rapiditate. I-a spus, vină la mine. Păi când i-a spus, vină la mine, Petru nu s-a uitat, măi, cât mai am până la mar, nici nu băga de aici un apă, văd dacă e caldă sau e rece. I-a spus, Domnul, vină la mine, el a sărit. Asta înseamnă credință, frate. Adică să profiți din momentul ăla. Trecea Iisus prin Ierihon și Timeu, Bartimeu, fiul lui Timeu, ologul, striga. Mulți îl certau să tacă, dar el striga mai tare. Și apoi vine Biblia să spune că îndrăzniți că te cheamă. O profita de faptul că trecea Hristos pe acolo. În seara asta, când e puterea de vindecare aici în adunare, când frații fac rugăciuni și ungeri, n-ai vrea să profiți și tu de faptul ăsta? Este o cântare care spune, trece Iisus pe aici. Trece Iisus și eu cred că va trece Domnul pe aici. Nu vrei să te apuci de poala mantie și să fii vindecată? Să ne ajute Domnul, amin? Nu mai vorbesc de promptitudine și amânare, că au trecut 3 minute. Doresc pe toți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mergem cu gândul la poarta frumoasă și ne uităm acolo la doi ucenici care erau una, Petru ca și Ioan. Dacă îl rog pe Duhul Sfânt ceva în seara asta pentru adunarea din Pierd, este să vă facă una. Amin? Azi un frate spunea că măi, nu vreau să vă supăr cu ceva ca să nu vă schimbați părerea despre noi. Și am spus, frate, despre adunarea din Pierd am deja o părere foarte bună și ar trebui să îngreșiți foarte mult ca să mă schimb. Deci vă apreciez de efortul dumneavoastră. Vă felicit pentru dorința dumneavoastră de cuvânt, dar în seara asta vreau să-mi demonstrați că sunteți una. Că sunteți oameni ai rugăciunii, da? Sunteți oameni ai rugăciunii, că profitați de lucrurile care le aveți, credință, că sunteți oameni care rugați pe Dumnezeu să-și facă voia Lui dincolo de aparență și că sunteți oameni plini de îndrăzneală în lucrul Domnului. Și rezultatele vin de la Domnul. În experiența care o am ca slujitor, am învățat câteva lucruri. Și primul lucru care l-am învățat e că Domnul nu împarte slava cu nimeni. Sunt mulți care ar fura un pic din slava lui Dumnezeu. M-a rugat frate și prin mine o vindecat, prin mine o venit. Oamenii ăștia sunt în pericol. Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Și nici în seara asta nu o va împărți. El e Dumnezeu care are slava. Noi suntem slujitorii Săi care avem smerenia. Amin.